Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Seniorii Petrolului Românesc, vă spune Liviu Dumitran. Invitații mei speciali din această emisiune sunt domnul profesor doctor inginer Gheorghe Ivănuș. Bine ați revenit în studioul nostru, domnule profesor. Și domnul inginer Mihail Georgescu, pentru prima dată în studioul nostru, dar sper să ne unim forțele și rezultanta să fie... Da, sigur. Mare plăcere. Cât de valoroasă. Bine ați venit la noi. Bine v-am găsit. La Ploiești. De când ați mai fost la Ploiești? Când studioul înțeleg că este prima dată, da? Și mi-ați mărturisit, chiar vă place, da? Apropo da, de cum vă place. De când ați mai venit? N-am mai venit, dar acum câteva luni, când am avut o întâlnire cu colegii mei de la Institutul de Petrol și Gaze, colegii mei de facultate, când ne-am întâlnit tot în această clădire la un restaurant la... Cum, nu știu cum îi spun, nu mai spune acum. Nu dăm nume, că nu că n-am avea voie, da. Nu. Și nu e sponsorul nostru. Dar în această clădire, în partea... Colegii de facultate, deja mă ajutați puțin să spunem telespectatorul că dumneavoastră, domnule Mihail Georgescu, eu am să vă spun director general, o să vă spun domnule profesor și dacă greșesc, vă rog să mă opriți. Dumneavoastră sunteți absolvent al IPGG, da? Facultatea Tehnologia și Producerea Țițeiului și Gazelor, deci IPGG București. Și ați venit la Ploiești pentru aniversarea câți ani? A făcut mai multe aniversări. Da? De care nu mă refer la promoția. Că dumneavoastră se venea în 1967. Deci la anul, facem 50 de ani. 50 de ani. Sau de două ori, da. De două ori 25 de ani. Da. Mă bucur foarte mult. De asemenea, aș vrea să reamintesc respectatorilor că domnul profesor doctor inginer Gheorghe Ivănuș este de asemenea inginer tehnolog, tot IPGG București, aceeași facultate, Tehnologia și Producerea Țițeiului și Gazelor, promoția 1956, șef de promoție. Secolul trecut. Ce înseamnă un secol, 100 de ani? Și dumneavoastră, de asemenea, șef de promoție. Ați ales IPGG-ul. Astăzi ne-am întâlnit în IPG. Domnul profesor a venit des în IPG, acum UPG, Universitatea Petrol Gaze Ploiești. Are colaboratori apropiați. Ne-am bucurat de o desăvârșită ospitalitate din partea conducerii. Dumneavoastră n-ați mai ați fost odată în universitatea noastră? Da. Am înțeles că aniversarea nu ați făcut de la universitate, ci la restaurant direct. Nu, așa se asta poate. De anul acesta, într-adevăr, n-am fost la universitate, dar acum 5-6 ani, de două ori am fost. La 10 ani și la 20 de ani am fost la institut aici. Și o impresie? Mi-a plăcut sediul acesta nou, față de ce aveam noi la București, care era restrâns într-o clădire foarte veche. Acesta este un sediu modern și cred că asigură condiții foarte bune pentru asigurarea unui învățământ corespunzător. Deși domnul profesor nu a mărturisit-o, cred că era înainte o concluzie, lucrurile vechi sunt noi și lucrurile noi sunt vechi. Aș vrea să intrăm în emisiune și o să încerc un mixaj privind reperele dumneavoastră biografice. Domnul profesor Gheorghe Ivănuș și-a dedicat 60 de ani din viață petrochimiei. 60 de ani, deci de două ori 30 de ani. Dumneavoastră, domnule director general, 39 de ani dedicați petrochimiei. În general, după ce ați terminat facultatea, șef de promoție, toți anii dedicați, sigur, cu mici întreruperi, combinatului petrochimic Pitești. Cum ați ajuns la Pitești de la București? Cu trenul, să-mi spuneți, dar pe ce linie ați mers? Cu trenul, da? Făceam naveta și la facultate, tot cu trenul. Așa, da. N-ați fost căminist? Căminist. Naveta la sfârșit de săptămână, da? Da. Am ajuns prin repartiție guvernamentală. Ați fost șef de promoție, deci acolo ați vrut dumneavoastră. Puteam să rămân și în București, însă am gândit că este cel mai bine să revin în Pitești. Aveam părinții acolo. Și auzeam că în perioada aceea, anilor 67, începe construcția combinatului de la Pitești. Așa că aveam un loc de muncă
Nu, sigur, că atunci toate locurile erau sigure, unde erai repartizat. Chiar foarte sigure, chiar da? Foarte sigure, dar era foarte aproape de casă și lângă casă și puteam să stau cu toată familia în condiții foarte bune. Deci dumneavoastră v-ați născut unde? La Pitești. La Pitești. Deci sunteți argeșan? Piteștean și argeșan, da. Domnul profesor este de lângă Pitești? Da, lângă Corbului Pădureț, la 26 de kilometri de Pitești. De Pitești. Și ați ales IPGG-ul din motive... Am mai explicat, dacă nu vă amintiți. Nu, dar nici mai noi lucrurile astea am zis, o să mai se pot repeta. Da. Puțin, era, sigur că da. Era tocmai atunci să înființase Institutul de Petrol și Gaze și mi-am imaginat și am avut dreptate, șansele creșteau pentru institut care se năștea atunci și recruta printre primii ani studenții. Și am dat la Petrol și Gaze. Fără o tradiție în familie. Nici la dumneavoastră nu a fost o tradiție nici în familie. Nici la mine nu a fost, da? O tradiție în familie. La îndemnul celor două surori care mi-au găsit, zic eu, un loc de studiu care ulterior s-a dovedit benefic. Felicitări, am înțeles că vă aveați ca frații și dumneavoastră mai aveați o soră, deci lucrurile în familie. Regretați că ați îmbrățișat petrochimia acum, după atâția ani? Toți trei suntem pensionari. Eu sunt cel mai tânăr pensionar, da? Se cunoaște. De ce? După ce cunoașteți? După... Încă o stare de inconștiență, totuși, da? Și după energia cu care... Aia, mă, energia, așa, nu depinde și de invitat. De toate aceste probleme. Regretați totuși că ați îmbrățișat petrochimia. Petrochimie. N-aș regreta niciodată și cred că dacă aș lua viața de la început, tot calea asta aș urma-o. Este un domeniu foarte interesant, un domeniu care este foarte necesar oricărei economii din lumea aceasta, aceea de a prelucra țițeiul și alte produse petroliere. Și cred că am făcut o alegere bună și cred că am făcut și ceva amândoi pentru țara aceasta în perioada în care a fost activ. Și încă mai faceți, pentru că am să mărturisesc, stimați spectatori, în premieră, invitații mei, cărora le mulțumesc pentru determinare, au avut amabilitatea ca în studioul televiziunii Valea Prahovei să prezinte o carte care este în tipar, intitulată Pagini din istoria dezvoltării industriei României, este un titlu generic, coordonator, profesor universitar emerit, doctor inginer, doctor honoris causa Valeriu Jinescu, concret, industria chimică, petrochimică și de petrol, coordonator volum, doctor inginer Gheorghe Ivănuș. Iată, aceasta este coperta interioară a lucrării care apare, am înțeles că săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare, la editura Agil, București, 2016, anul curent. A spus că împreună. Titlul Pagini din istoria dezvoltării industriei României este un titlu generic, bănuiesc, da? E o serie. O serie, da? Dar în această serie, dumneavoastră sunteți primii care apăresc un subiect incitant, industria chimică, petrochimică și de petrol. E adevărat. Cealaltă lucrare care va apare după noi, probabil, va fi din construcția de mașini. Construcția de mașini, deci istoria și experiența României în domeniul construcțiilor de mașini unelte și industria chimică, petrochimică și de petrol, care am coordonat-o eu. Vom reveni la această carte, pentru că ați avut amabilitatea să prezentăm un domeniu din această carte. Unul din 10. Unul din 10. Este vorba de petrol. Deci, da? Cele 10 secții cuprind aproape tot ce este în industria chimică, și anume petrol, petrochimie, chimie, fibre, chimie organică, fibre, da? Vă rog să le... prelucrare mase plastice, cauciuc, silicați, biotehnologii, cercetare, dezvoltare, învățământ, deci toate domeniile care sunt incluse în... Și toate le-ați adunat într-o carte de cât 400 de pagini. Are vreo 450 de pagini lucrarea. Da? Este foarte important. Elaborată în decurs de 3 luni, respectiv din februarie până la începutul lunii mai, până în mai. Și dumneavoastră sunteți practic un om de succes,
Eu vă consider un om de succes, un om de curaj, dar dacă nu am citit acest titlu, cel de sus, cel de jos, mai pe scurt, cum am intitulat această carte? Ne-am gândit să mai salvăm ceva din petrochimia românească și din chimia românească și din petrolul românesc, având în vedere modul cum s-au făcut privatizările și cum s-a dezindustrializat România în ultimii 26 de ani. Ne-am gândit să le pornim de la ce a fost înainte de 90, ce a rămas în picioare și 2016, da? Deci ce a fost, ce mai este în 2016 și ce din ce a rămas se mai poate reabilita, mă rog, pentru a putea fi repornit. Asta a fost ideea. Foarte deci, bună idee. E și istorie, e și ceea ce ne-a rămas realitate, dar mai ales cartea este destinată viitorului. Dacă mai are un viitor petrochimia în România și chimia și petrolul, și pentru asta cred că sunt destule argumente că există șanse. Dacă încep să devin sentimental, viitor de aur țara noastră are. Asta e greu de zis. Nu ați realizat singur, văd că ați coordonat peste 38 de autori. Este și o mare îndrăzneală. Eu știu ce înseamnă să aici, lucrezi. Vă rog să mă scuzați, sunt principalii autori în text. Sigur. La fiecare capitol. Am văzut, sunt, da? Sunt încă mult mai mulți. Da. Cum ați reușit să-i strângeți? Sau cum v-a venit ideea acestei cărți, totuși? Păi, ideea a apărut urmare preocupărilor mele de peste 25 de ani de când am ieșit la pensie, când m-am ocupat de soarta chimiei și petrochimiei, văzând ce se întâmplă cu ea, articole, cărți și luări de poziții publice, să sugerez Academiei de Științe Tehnice să ne ocupăm puțin de revitalizarea acestui sector. Sunteți membru titular al Academiei, da? Al ASDR-ului din 2000. Pe parcursul anilor de care am vorbit, Academia de Științe Tehnice a fost de acord să facem adrese scrisori către autoritățile române, de la președinție până la Parlament și până la conducerea Ministerului Economiei și a Guvernelor, pentru a îndrepta ochii și către o reindustrializare, să zicem așa. Adică și acesta ar fi cuvântul, reindustrializare. Acesta este, supără, da. Tocmai de aceea aș vrea, da. Cum înainte supera Adi, academician, doctor, inginer, nu putea să sufere cuvinte ca teoria catastrofelor, informatică, etc. Deci acum reindustrializare. Și s-a ajuns la lucrarea de față prin urmarea acestor preocupări. Moment în care în luna februarie Academia s-a adresat mie cu o adresă oficială prin care mă însărcinează cu sectorul de care vorbim astăzi și mi-a dat mână liberă să-mi aleg colectivele și grupele și oamenii pentru a face lucrarea. Mi-am făcut un conținut, conținutul l-a aprobat Academia de Științe Tehnice, am prezentat grupele, grupele au trecut la lucru, le-am coordonat în cadrul ASTR-ului timp de 2 luni și jumătate și a apărut lucrarea. Felicitări, nu chiar așa. Lucrarea se află în momentul de față la tipografie și sper să apară în vreo 2-3 săptămâni. Cu acordul dumneavoastră o să prezentăm și noi produsul final telespectatorilor. Da. Vă mulțumesc, este o promisiune. Aș vrea să mai adaug eu, știu cât de greu smulg de la dumneavoastră anumite atribute care în timp au devenit constante. Gheorghe Ivănuș, invitatul meu, domnul profesor, este doctor inginer din petrochimie din 1976. N-am făcut o emisiune dedicată conducătorului de doctorat, cel care a fost profesor Vântu. Valeriu Vântu. Domnul director general nu a mai avut șansa să termine teza de doctorat, deși cu ea scrisă, avându-l conducător pe regretatul profesor universitar Rașev. Sergiu Rașev. Am făcut și noi o emisiune cu fostul rector Stelian Dumitrescu despre domnul Sergiu Rașev, o personalitate. Rămăsesem la publicații și vă rog să-mi dați voie, eu am extras din ceea ce am prezentat în alte emisiuni, dar au mai apărut și niște noutăți. Domnul profesor a scris o carte de chimie industrială, editura Agir, 2016, deci înaintea
Este ultima carte care am scris. Nu, să nu zicem ultima. Unii se bucură că este ultima carte. Până în momentul de față. Exact, unii se bucură. În sfârșit, ultima carte. Scăpăm de asta. Exact, da? Apoi am publicat 3 volume de petrochimie, deci dedicate petrochimiei. Din 2 în 2 ani, văd că aceasta este cadența. 2010, produse petrochimice. 2012, produse petrochimice macromoleculare. 2014, produse petrochimice, aceasta este rădăcina prelucrate, chimie organică industrială și acum cartea de care v-am vorbit. De când îl cunoașteți pe domnul prof, pe domnul director general? Deși când ne vom cunoaște bine, vom fi bătrâni, vom fi moșnești, dar romanțele cred altă că dată. Din momentul punerii temeliei pentru Pitești, Piroliza 1. Asta era 67-68. Atunci eram un șef de proiect entuziasmat. Și acum sunteți, l-ați rămas același entuziasm. Domnul Georgescu era mult mai tânăr decât mine. Era un tânăr inginer. Cum e și astăzi. Da, nu s-a semnat în 67, da? Și astăzi rămâne la fel tânăr, da? Încrezător. Și-a format o echipă totuși, asta este foarte important. Nu știu după ce criterii, dar răbănuiesc că criteriul profesional a fost determinant în a, în a rămâne împreună și iată a realiza, mă refer la ultima lucrare, n-aș vrea să zic chiar și ultima, care este un manifest pentru sănătatea industriei petrochimice. Să știți că e o piroliza, piroliza 1 de care vorbea... Ce înseamnă piroliza? O instalație de cracare termică. Ca să răspundem totuși, să nu fim tehnicici, da? Cracare termică, materiile prime sunt nafta, sunt metanul, propanul, normal butan. Da. Deci, mi-a gândit atunci, eu în anii aceia, 67, de decembrie 67 am fost în Arpechim și am fost la Piroliza 1, piroliza care astăzi este oprită și aproape demolată. Nu mai vedem nimic, da? Se mai vede ceva, se mai vede niște rămășițe. Da. Dar atunci am învățat foarte multă, multă meserie de la licențiatorii acestei instalații. A fost o firmă Lurghi, germană. Au avut niște specialiști foarte, foarte buni, lângă care am avut marele avantaj să stau în permanență și să învăț de la dânsii foarte, foarte meserie, practică. Teoretică o aveam din Institutul nostru de Petrol și Gaze, dar cunoștințele practice sunt fundamentale pentru un inginer care trebuie să lucreze într-un anumit domeniu. E o vorbă românească, teoria ca teoria, dar practica te omoară. Și teoria fără praxă e ca roata fără axă, da? Așa e, da. Deci, stând lângă acești mari specialiști ai vremii respective, am învățat foarte multă, multă meserie. Da. Cum să pipăie utilajul, cum să simte orice vibrație sau orice mișcare al produsului pe utilaj, este și o tehnică deosebită. Deci iată că există rădăcini puternice. Aș vrea să spunem totuși telespectatorilor că dumneavoastră nu v-ați pomenit dintr-o dată director general, ați purtat mai multe caschete. Ce caschete ați purtat? Șef de... Am început cu inginer stagiar, cum era... Câți ani a stat stagiatura? Vreo 2 ani. După aceea am fost șef de formație, cum ar fi conducea de către un maestru astăzi, deci o formație mică de, eu știu, 5, 6, 10 persoane. După aceea șef de instalație, după aceea șef de secție, după aceea inginer, șef sau director de uzină se numea la noi, nu inginer. Da. Și așa, ușor, ușor, în continuare. Pe vremea aia nu era... teoria asta, hai să promovă tineretul imediat în funcții foarte înalte. Până trebuia, 35 de ani, da? Trebuia să parcurgem niște etape de pas cu pas până căpătai aceste cunoștințe practice foarte, foarte necesare în activitatea noastră și foarte necesare pentru că am lucrat, și știe domnul doctor, într-un domeniu cu riscuri foarte mari. Industria de prelucrare a petrolului. Tot timpul dependenți de risc. Tot timpul aveai pericolul în spate, deci trebuia să știi foarte, foarte bine această meserie ca să ajungi într-o funcție mai înaltă, să știi ce să ceri personalului de subordine. Vă ascult, domnul. Dar chiar vă rog să completăm totuși. Nu e chiar o completare, numai pentru istorie. Prima piroliză din România a fost în Braz. De la Braz, de 30.000 de tone. 30.000 de tone pe gaze. Da. De acelor licențiatori livrată. După aceea a urmat Piroliza 1 de la Pitești, Piroliza 2,
Piroliza Teleajen și Piroliza din Petromidia. Cea de la Teleajen e complet desfințată, cea de la Petromidia mai este în picioare, dar nefolosită de 12 ani, 18 ani, cât o fi. Iar cele din Pitești, amândouă sunt oprite și noi ne luptăm să pornim una din ele. Piroliza 2, că Piroliza 1 mai e jumătate, restul a fost dărâmat. În legătură cu procesul de piroliză propriu-zis, este o cracare, o cracare termică, cum au fost și cracările termice din rafinăriile de petrol. Deosebire e că e la presiune joasă, prin amestec cu abur, și nu la presiune ridicată, cum e cracarea termică obișnuită, care e la 32 de atmosfere presiunea, în, tubă, în timp ce aici este presiune joasă. Mulțumesc. Și ca să vă mai spun o chestie despre această necesare de a învăța tehnica din frage de activitate și pas cu pas, fără să săriți de inginer, este faptul că atunci când am fost în primele luni, cred că la 2-3 luni după ce am fost angajat în Arpechim la Piroliza această 1, am fost trimis la specializare și am avut ocazia să fiu prima dată la specializare în această piroliză de care vorbea domnul doctor aici, piroliza de la Brazi. Acolo, deci am stat 3 luni să învățăm practic ce înseamnă piroliza, a noastră eram construcție la Pitești, iar după acele 3 luni am fost la Onești, la o fabrică parcă de acetilenă, și asta o fabrică de cracare. Da, era cu acetilenă în plasmă, din metan. Da, din gaz metan. Era tot un proces termic, deci acolo am mai făcut încă 3 luni, de 6 luni am făcut o practică, niște instalații cât de cât similare și după aceea m-am întors să conduc o formație de lucru. Aș vrea să mai adaug, domnule profesor, ați mărturisit că ați fost, nu știu, 10 ani sau șef de proiect. Avem un proiect anume pe care să-l focalizăm acum? Șef de proiect am fost de când am intrat în IPROCHIM. La 4, la 5 ani am fost șef de proiect pentru 4 mari instalații pe platforme diferite. La Onești pentru fenol, da. La Pitești pentru polietilenă de înaltă presiune, pe licența ISAI, dar e adevărat. La Brazi pentru cauciucul izoprenic și polizoprenic, cu cercetare românească și nu numai. Și chiar pentru o instalație care se referă la dehidrogenarea butanului la butadienă. Sunt convins că părți din această experiență se regăsesc în multe din lucrările dumneavoastră. Da, în publicații. Ceea ce este foarte bine. Cu scrisul nu v-a pasionat, domnul director general? A scris o dată o teză și ați lăsat-o, am înțeles, da? Am mai scris scrisori acum, în ultima vreme, că sunt diverse oficialități privind importanța repunerii în funcțiunea industriei petrochimice. După pauză, pentru că suntem forțați să facem o pauză, aș vrea să-mi arătați și această scrisoare celebră de la OMV, dar să ajungem la OMV. Eu vă cer permisiunea și a dumneavoastră, domnule profesor, și a celor care ne urmăresc, să mai adaug ceva la CV-ul complex al invitatului meu, domnul inginer Mihail Georgescu. În 1996, pentru un an de zile, a fost președintele Companiei Române de Petrol. Da. Era ministru... Prim-ministru. Prim-ministru. Era domnul Văcăroiu. Văcăroiu. Care are o legătură cu Argeșul. Da, a fost senator foarte mare și care a făcut lucruri deosebite la Pitești și în Argeș. Foarte frumos. Am spus director general combinat. Aici ați făcut o pauză de 4 ani, apropo de media, de ce v-ați dus la media sau de ce v-au luat de lângă ai dumneavoastră? Am fost constrâns, Arpechim avea niște rezultate deosebite bune. În 83 și 84 Arpechim a fost categorisit cu Ordinul Muncii clasa 1. Câte ordine ați luat din asta? Arpechim a luat două ordine, 83 și 84, iar eu în 85 am luat personal Ordinul Muncii. Deci, aveați puțin și ajungeați la... Am fost foarte apreciați. V-am spus că înainte de a fi preluat, am avut o vizită tovarășei la Arpechim. A fost foarte încântată. Adi, academician, doctor inginer. Doctor inginer, da.
ca după două luni să primesc mesajul că sunt dus, i-am zis, cu forța, forțat la Petromedia, nu detașat, ci transferat complet acolo. Patru ani, ați prins Revoluția. Am prins Revoluția acolo, da. Și acolo, dar și dumneavoastră ați cunoscut-o pe doamna Reușescu? În câteva împrejurări. Am înțeles. Din fericire. Am înțeles. Despre morți? Numai de bine. 2003-2006, director producție SNP Petro. Și în 2006, pensionat. Cine v-a scos la pensie, domnule director? Eu zic acum... OMV-ul sau? Nu, ca idee, nu. Nu, poate niște români din OMV, dar OMV-ul... Români din OMV-ul, așa, OMV-ul, da. Dar n-a fost o problemă. Am zis că perioada și timpul. Da? Cum vă petreceți vârsta? Nepoți? Da, cu nepoți. Foarte dinamic. Și dumneavoastră, domnule... Nepoți n-am, dar mi-am făcut singur nepotul mai târziu. Are 28 de ani astăzi, dar este... Inginer. Să vă trăiască. De două ori 14 ani. Să vă trăiască. Mulțumesc. La mulți, două puncte. Frumoși, bogați, sănătoși și norocoși ani. Ne apropiem de finalul primei părți a emisiunii și mai am un adagio sugerat de către domnul profesor Ivănuș, și anume, domnul Georgescu, director general, este un neobosit luptător pentru repornirea liniei integrate. Despre ce linie integrată? Spun eu? Arpechim odată? Vă ascult. Arpechim înseamnă rafinărie plus petrochimie. Da, e vorba de rafinărie aici, da? Acum e vorba și de una și de alta. Și de petrochimie, da? Petrochimie. Vă referiți la Bradu, bănuiesc, da? Bradu, acum îi spune Bradu, da. Care era Direcția Petrochimică Bradu. Care e al Olchimului acum, da? Da, care a cumpărat Olchimul în 2009. Da. Da. Integrarea asta este fundamentală. Da. O să veniți cu niște argumente pentru după pauză. Vreți să faceți o completare aici? Nu, a zis foarte bine. Nu. Consilier județean Argeș, 3 mandate, cetățean de onoare al județului Argeș, da? Membru al Societății de Chimie din România, filiala Argeș. Da. Și aș mai adăuga eu, ca să fiu fair play, campion județean, săritura în înălțime. Cât săreați? În timpul liceu. Cât săreați? Un metru... Am spus că atunci eram la concurență cu Ioan Dabala. Era acel stil foarfecă, nu stilul ventral, care acum se sărea la groapă de nisip, nu în saltele de puf. Tehnica de acum, da? Deci un metru 70. Ioan Dabala parcă bătea un metru 80, săraca. Bun, deși nu ați vrut să amintesc, că am amintit acest lucru. Căsătorit, doi băieți mari, doi nepoți, da, din partea unui băiat. Și acum mai activez în afară de Societatea de Chimie, într-o organizație care cred că este și aici în Ploiești, Cultul Eroilor se numește. Aveți Cultul Eroilor? Avem Cultul Eroilor, sunt vicepreședinte acolo. Acolo suntem o asociație în care sunt ofițeri și, în general, profesori de istorie. Și mă rog, ne-au luat și pe noi ăștia care am trăit și noi oarecare istorie și care putem să contribuim acolo. Da, tatăl dumneavoastră a fost ofițer. A fost ofițer, da. Ofițer de carieră, da? De carieră. Bun, vă propun să facem o scurtă pauză, cunoașteți regulile televiziunii, după care vom naviga prin petrochimia românească. Prezent, trecut și viitor. Suntem în partea a doua emisiunii Seniorii Petrolului Românesc cu doi invitați de marcă. Este vorba de domnul profesor doctor inginer Gheorghe Ivănuș și de domnul inginer Mihai Georgescu, director general Arpechim Pitești. Arpechim vine de la Argeș Petrochimie, da? Deci nu AG Argeș, ci Arpechim. Cei doi invitați speciali, cu care am o relație deosebită, au acceptat să prezinte în premieră lucrarea Industria Chimică, Petrochimică și de Petrol. Lucrare coordonată de domnul profesor Gheorghe Ivănuș, a venit cu domnul director general, fiind foarte buni prieteni, o legătură trainică, fiind coautor,
pe această ramură a industriei României, pe care încercăm să o analizăm astăzi, gândindu-ne în special la viitor. Prezentul o să-l vedem, trecutul cred că îl știți, și să vedem ce se poate face după 2016. Domnul profesor Gheorghe Ivănuș a trudit alături de 40 de colaboratori importanți pe 10 capitole, pe 10 domenii mari din industria pe care am nominalizat-o. Eu aș numi o carte manifest pentru sănătatea industriei chimice, pentru sănătatea petrolului românesc, pentru petrochimie în mod special. Și aș vrea să navigăm, iată am deja un prim slide, tehnologii chimice integrate. O să încep prezentarea, dacă îmi dați voie, domnule director general, cu domnul profesor, mai ales că titlul este incitant, tehnologii chimice integrate. Vă rog frumos să mă ajutați să-mi explica ceea ce eu am afișat. Titlul se induce ideea integrării între procesele tehnologice care intervin într-o producție petrochimică, de la resurse, la materii prime, la procesarea propriu-zisă și la produsele din downstream, deci la utilizările produselor. E vorba de integrarea mai multor materii prime, procese și utilizări în downstream. Le-am spus integrate pentru că, spre deosebire de procesele simple care pleacă de la o materie primă și obțin un produs, noi mergem de la o materie primă care obține un produs care la rândul lui este mai departe prelucrat. Cu alte cuvinte, integrăm petrolul, petrochimia și chimia până la produsul finit. N-aș vrea să ajungem la procesul de rafinare înainte de a ne explica puțin. Eu am văzut pregătind emisiunea. Ideea mea a fost următoarea. Înainte de a ști ce facem cu petrolul nostru, vă rog, e bine să știm ce fac alții cu petrolul lor. Frumos. Deci care ar fi rezervele mondiale? Aici plecăm de la rezervele mondiale în momentul de față și la profețiile care s-au făcut în trecut. Sunt acolo menționate de la Svante Arrhenius până la Hubert și au fost făcute previziuni că petrolul se va termina în 20 de ani, din 1943, din 1950, în 2000. Ultima previziune este că rezervele de petrol se vor termina în 2141. Dacă îmi permiteți. Ce înseamnă asta? Vă rog, da. Însemnează că... Să mai repetăm o dată, deci care va fi finalul anului 2141. Da. Singurul care a nimerit-o cel mai bine a fost King, care a arătat că ar putea să fie un maximum și o cădere de a producției de țiței, care s-ar duce către sfârșitul secolului care l-am trecut și începutul secolului următor, suta de ani. Acum ne aflăm la ultima previziune de terminare a petrolului și anume 2041. 2141. Deci ar însemna că 100 de ani ar trebui să fie tranziția dintre petrol și resurse regenerabile. Da. Deci va fi o situație destul de complicată pentru consumatorii și utilizatorii mașinilor și mijloacelor de transport actuale să treacă de la combustibilii fosili la combustibilii recuperați din biotehnologii. Noi avem petroliști, ați constatat, și putem afirma acum, după aceste previziuni, că mai avem și petrol. Acum, în legătură cu petrol, lucrurile stau așa, estimările pentru plan mondial sunt în trilioane, 1,35 trilioane de barili rezerve mondiale. La un consum zilnic de 85 de milioane de barili, consumă lumea, însemnează că ar trebui să isprăvim petrolul la 2141, da, e pus acolo 2141, că atât ar mai ajunge petrolul actual. Ce înseamnă asta? Că rămân 100 de ani neacoperiți și când ar trebui să se întrepătrundă sursele regenerabile cu sursele fosile, în care și cu energie din alte surse, solare, electrice și alte surse. Deci
Asta ar fi ca previziuni. În legătură cu posesorii de rezerve de petrol, sunt acolo menționate din 195 de țări cât are toată lumea astăzi, posesori de petrol sunt numai 97 de state. Din cele 97 de state, 15 au 92% din rezervele de petrol. 15. Iar cele 15, e bine să le numim, Arabia Saudită, Canada, Irak, Iran, Kuwait, Emiratele Unite, Venezuela, Rusia, Libia, Nigeria, Kazakhstan, Qatar, China, USA și Angola. Vreau să subliniez că Statele Unite se găsesc la coadă în cele 15 și că Arabia Saudită rămâne în frunte cu cea mai mare producție de țisei, iar Venezuela și Rusia se găsește undeva către mijloc. Deci ăștia sunt mari posesori de... Sunt repartizate neuniform pe regiuni geografice și din cauza asta au un fel de monopol și sunt angrenați în OPEC și în alte organizații ca să-și păstreze prioritatea și prețurile la petrol. Celor care România în lista asta, era 42. Evident, vă mulțumesc. 42, cal la mijloc. Are 60 de milioane tone de țiței în producție, în rezervele exploatabile, din care consumăm 4,5 milioane de tone, că atât avem producția anuală de țiței, pe care o prelucrează un singur beneficiar, și anume OMV Petrom, care a luat resursele pentru 10 și încă 10-20 de ani. Iar resurse geologice, deci la adâncimi neexploatabile cu tehnica actuală, avem 2 miliarde. În special onshore și offshore. Onshore înseamnă în teritoriu și resursele sunt în Marea Neagră, nu atât de promițătoare cât sunt rezervele de gaze. Mai aveți vreo... Foarte interesantă această... prezentarea domnului profesor. Deci am scos tabelul ăsta să-l vedem, pentru că tot bate vântul să termine mâine petrolul. 30 de ani, 40 de ani. Când ați intrat dumneavoastră în IPGG? Era 40 de ani, 20 de ani. După aceea, imediat după 75. După aceea, da, deci, pe vremea aia se exploata ca 10 milioane de tone în România. Aveau și 16.600 maxim în producție. Și am vrut să arăt că cei care spun că s-a terminat cu petrolul trebuie să mai aștepte, cei care spun că resursele biologice și biotehnologiile sunt un panaceu și că deci cu ele putem să facem orice, nu sunt realiști, pentru că din consumul total de carburanți de astăzi, din energii lichide astăzi, numai 2,5% sunt acoperite din resurse regenerabile. Restul sunt din petrol. Ce-ați prezentat? Din resurse neregenerabile. Pentru că v-ați încălzit și v-ați încălzit foarte frumos, aș vrea să prezentăm telespectatorilor procesul de rafinărie. Și mă refer rafinărie clasică și modernizată. Eu am aici o schemă. Da, v-aș ruga să dați slide-ul următor. Imediat, da. Am terminat cu acesta. Bun. Iată, aveți aici o schemă puțin complicată pentru unii, simplă pentru alții, foarte pe scurt. Deci, acum aș vrea să vedem cum ne situăm noi față de ceea ce e în lume. Da. Există rafinării clasice și rafinării modernizate, rafinării aduse la zi. Ce are România în momentul de față? România în momentul de față are 3 rafinării în funcțiune, Petromidia, Petrobras și Teleaj. Nu, la Teleaj în... Vă referiți la Petrotel, da? Petrotel Teleaj, da? Petrotel Teleaj, care funcționează, da, să zicem, pe schema clasică. Schema clasică însemnează distilare atmosferică, distilare în vid, tracare catalitică, reformare și așa mai departe. Deci obține numai carburanți. Esențialul este că o rafinărie clasică, dintr-o rafinărie clasică se obțin numai carburanți. O rafinărie modernă... Avem și o rafinărie modernă și v-aș ruga să ne dați... Pornește de la țiței, este integrată cu o prelucrare completă de carburanți și de produse petrochimice în proporții diferite, 20, 25, 50. Cea mai ridicată integrare are Ludwigshafen și...
rafineriile din Arabia Saudită și cele din America, care merg până la 60-70 grade de integrare. Deci de la o tonă de petrol obține 60-70% produse petrochimice și numai restul carburanți. Există însă și rafinării fără carburanți. Adică rafinării din care se obțin aromate, ortometa, paraxilen, produse care mai departe se chimizează, se obține un rafinat care merge după aceea la piroliză și reintră în circuitul de produse petrochimice și în final se obține la limita bateriei ceva carburant și practic marea majoritate produse petrochimice. O astfel de rafinerie nu există în România, sunt câteva în lume. Și nici nu vor exista? Și acum să vă spun cum este cu tendința rafinăriilor pe următorii 20 de ani. Vă rog. Deci dacă noi ne situăm în România cu două rafinării și jumătate, două jumate avem, pentru că avem 5 milioane de tone la Braz, 5 milioane la Petromidia și 2 milioane jumătate aici, cea de Înteleagăn a fost pentru 5 milioane și... Acum la 2,5, ori da? Lucrurile au adus la 2,5 milioane. Deci avem două rafinării și jumătate. Pe sistemul clasic, e adevărat că Petromidia e puțin integrată, că are trei instalații de petrochimice în coadă și are polipropilenă, are polietilenă de joasă și de înaltă. Sunt trei instalații care sunt integrate. Dar asta înseamnă un grad de integrare de maximum 15-20%. Da. Pe viitor însă, dacă ne-ar pune cineva întrebarea astăzi, domnilor, cum vor arăta rafinăriile peste 20 de ani? Îi putem răspunde cum a răspuns unul din cunoscătorii în domeniu, pe care l-am studiat și o să-l citesc. Spune așa, rafinăriile în următorii 20 de ani vor trebui să fie axate pe flexibilitate, pe siguranță și pe operare centralizată. Ce înseamnă flexibilitate? Înseamnă că pot prelucra țițeiul și cu sulf și fără sulf, și grele și ușoare. Înseamnă că pot să trec rapid de la un profil la altul, adică de la profilul de carburant la profilul de petrochimie, cum spuneam mai devreme, în funcție de cerințele pieții. Deci piața dictează ce să prelucrești și de la ce la materii prime să plec. Deci asta ar fi flexibilitate. Mă întrebați, avem o astfel de rafinărie astăzi? V-am întrebat. Nu prea. Avem unele care merg și cu țiței fără sulf și cu țiței cu sulf. Fără sulf înseamnă 0,5, cu sulf înseamnă până la 7%, 6-7%. Ele sunt, rafinările noastre, capabile să meargă cum iar pe Chimu și Probănești și celelalte, să meargă și cu țiței sulfuros. Dar nu sunt flexibile, nu au partea finală să treacă de la un regim la altul. A doua chestiune este siguranța. Siguranța înseamnă perioada când revizuiești o instalație, o rafinărie. De regulă, se scoate din producție pentru 60 de zile, 30 de zile și se face revizia anuală sau bianuală. Ele sunt planificate, sunt prevăzute? Da. Asta înseamnă să răcești instalația, să o aduci la temperatura de crocare, la temperaturi mai scăzute, să întrerupi producția, să bagi oameni să lucreze, să o repare, să o încălzești și să o pui din nou în producție. Și avii așa cu producția și cam două luni n-ai produse. Tendința este ca rafinăriile să aibă o durată de funcționare aproape continuă, aproape fără întrerupere. Cum? Punctele cheie din instalație care se uzează vor fi dublate și supravegheate de așa manieră ca reviziile să se facă la cald. Există revizii la rece, cele care le practicăm noi și mulți alții, și revizii la cald. Pentru a face revizii la cald, trebuie să ai aparatură de comandă specială care să pună un stand-by în funcțiune pe perioada când revizuiești echipamentul care are anumite defecțiuni și să ai supraveghere optică, acustică și de instrumentație ca să depistezi din timp acolo unde ceva e pe cale să se defecteze. Și în felul ăsta ai previziuni unde trebuie să intervii. Asta ar fi siguranța în funcționare și pentru asta cam 60% din utilajele unei rafinării trebuie monitorizate în timpul funcționării ca să se vadă acolo unde ar putea să cadă și trebuie să fie revizuit.
Și în sfârșit, operarea centralizată. La operarea centralizată au făcut ceva progrese rafinorii noștri, și anume, nu o instalație are un tablou, ci mai multe instalații pe un display, are o cameră centrală pe o rafinărie în care se comandă, are și piroliză, are și polietilenă, are și are mai multe instalații. Toate astea duc la eliminare de personal, cam până la 50%, dar viitorul rafinăriilor va fi în, pe această cale și noi suntem cam departe cu rafinăriile chiar privatizate care le avem astăzi de acest moment. Domnule profesor, mărturisesc, eu nu sunt de specialitate, dar ca și telespectatorii care v-am urmărit, am apreciez în mod deosebit determinarea dumneavoastră și efortul de documentare și modul cum ne-ați adus la zi. Vă ascult. Trebuie să mai spun că, virgulă, capacitatea instalațiilor noastre este sub media, sub, aproape sub minim. Noi avem rafinerii de 5 milioane și cele curente sunt de 10-12 milioane. Da. Deci cu 5 milioane, 5 are și Petromidia, 5 are și Petrobrazi, 2 milioane jumate are Petrotelo, nu poți concura cu șanse. Și că mărirea de capacitate și trecerea prin cele trei criterii, flexibilitate, siguranță și operare, reprezintă viitorul. Deci le-am privatizat, am tăiat petrochimia din coadă, deci am omorât flexibilitatea, că în coadă nu mai am produse petrochimice, și la unele le-am redus capacitatea, iar la altele le menținem așa cum o știm. Deci suntem într-o situație când suntem sub medie, sub randamente, și sub costurile și peste costurile de exploatare din cauza capacităților mici. Eu aș vrea să sunt și obligat să nu terminăm această prima emisiune dedicată tematicii anunțate înainte de a arăta un slide pe care domnul profesor mi l-a pus la dispoziție, urmând ca într-o altă emisiune, poate tot împreună, dacă sunteți de acord, să-l comentăm. Pe acest slide se regăsește și invitatul nostru, domnul director general, care reprezintă Arpechim, reprezintă Pitești, și anume este vorba un titlu generic, Petrol, Petrochimie de bază 1990. Aș vrea foarte pe scurt, foarte pe scurt, să ne spuneți ce reprezintă bulinele albastre. Și într-o emisiune viitoare vom detalia. Bulinele albastre reprezintă ce aveam în 1990, rafinării, instalații petrochimice în funcțiune. Vă referiți la rafinării mici, rafinării mari, integrate cu petrochimie? Aici sunt cele mici și cele mari. Și Petrol Sub este, și Onești, este și Petromide, este și Ploieștiu, Petrobrazi, Dolșchimu, Vâlcea, tot. Dar rafinării și un combinat chimic cum este Dolșchimu, care nu are rafinărie, dar avea producția organică și chimie organică dezvoltată. Bun, aș vrea să vă smulg promisiunea că vom detalia această hartă foarte interesantă, fără să ne grăbim, lăsând o altă tematică importantă și invitatului nostru, dreptul la replică, mă refer la soluțiile pe care dumneavoastră le dați pentru integrarea de care vă vorbeam. Eu aș vrea să mai completez ceva la ce ați spus. M-aș bucura foarte mult, da? Domnul profesor, legat de utilizarea sau voga asta de a utiliza produse regenerabile pentru diverse aplicații în contrapartidă cu cuțitul. Vă rog. Din câte știu eu, poate nu sunt expert mare, pentru anumite aplicații s-ar putea face utilizarea acestei, cum ar fi la automobile, tracțiunea electrică sau la încălziri, panouri solare sau nu știu ce alte chestii cu foraje și cu apă caldă. Inventică. Dar pentru anumite produse care industria petrochimică le face din țiței, nu văd eu că ar putea găsi o soluție pentru mase plastice, pentru mulțime de produse petrochimice care merg mai departe în industria farmaceutică sau alte industrie de prelucare a unor produse de finețe din
aceste produse petroliere, nu cred că există o soluție de scisei, ar trebui să mai fie prelucrat în continuare. Vorbea aici, domnul profesor, și foarte bine a marșat pe această idee, problema țițeiului cu sulf și țițeiului mai puțin sulf. Da. Noi, Arpechimul, de când a fost proiectat, a fost proiectat pentru țiței cu conținut mare de sulf. Luam la începutul anilor țiței de Ural, în fosta Uniune Sovietică, care e un țiței cu un conținut foarte, foarte mare de sulf. Pentru ca să prelucrez acest conținut acest țiței cu conținut mare de sulf, e drept că, așa cum spunea domnul profesor, utilajele trebuie să fie de o construcție foarte specială pentru a evita coroziunea rapidă datorită sulfului care ar exista în prezența acestuia. Așa se face că ani de zile Arpechimul a funcționat numai cu acest țiței cu conținut foarte mare de sulf. Acum era foarte bine știut că țițeiurile cu conținut mare de sulf sunt mai ieftine decât țițeiurile cu conținut redus de sulf. România are un țiței cu conținut redus de sulf. De aceea, Petrobrazii a fost construit de la început, poate domnul profesor știe mult mai bine ca mine, ca a preluca acest țiței cu un conținut redus de sulf. Dacă i-ar băga țiței cu conținut mare de sulf, utilajele s-ar eroda foarte repede. Deci este o problemă foarte. Acum, în ultima vreme, cât a funcționat rafineria, la Pitești cam se mergea cu 50-60% țiței cu sulf și 40-40% cu țiței fără sulf. Iar conducerea, cum se spunea aici, probabil că vorbeați despre tablourile de comandă, da, nu? Centralizate. Pe toată rafineria, unul singur. E, uite, la rafineria noastră de la Arpechim, cu aportul statului român din anii 2003-2004. Deci înainte de privatizare, când guvernul României de atunci, am fost și eu într-o delegație, a primit un credit nerambursabil de la BERD, ABRD, da, de peste 1 milion, 150 de milioane de, erau dolari pe vremea aia, așa, cu care a făcut niște modernizări esențiale în rafinerie, prin care și un astfel de sistem de control, DCS, Distributor Control System, de conducere a rafineriei, un singur tablou de comandă, a făcut o instalație nouă de sulfurare a distilatului de vid și o fabrică de hidrogen. Noi nouțe, puse în funcțiune de OMV în 2006 și oprite în 2011. Ne oprim și noi aici. Îmi pare rău că vă întrerup, dar acestea sunt regulile. Vă mulțumesc foarte mult pentru colaborare. Mi-ați promis, sau așa am înțeles eu, că vom continua și ar fi păcat să ne oprim la mijlocul drumului. Trebuie să dezbătute foarte serios. Noi în România, și domnul Ivănu știe mai bine ca mine, are o tradiție în extragerea și prelucrarea petrolului de peste 150 de ani. Da. Și de peste 70 și ceva de ani în prelucrarea petrochimică. În toată perioada asta, de acest 150-160 de ani, s-au format o mulțime de specialiști în perioada asta, de cercetători, de specialiști în explorare și exploatare, de specialiști în rafinare și în prelucrarea țițeiului. O mulțime de specialiști. Noi am preluat acesta de la profesorii noștri, de la predecesorii noștri care au lucrat în proiectare, în dezvoltarea acestui sistem și am fost printre primele țări din zona aceasta care au făcut această integrare între rafinării și petrochimie. Asta grație probabil profesorilor noștri și proiectanților noștri de elită. Am făcut prima dată, de-abia în 1992 la un congres mondial al petrolului din Argentina, a prezentat ca mare problemă de noutate funcționarea integrată rafinărie petrochimie. Pe care noi o aveam de 60. Câțiva zeci de ani în urmă. Bun, vă mulțumesc foarte mult. Liviu Dumitrașcu, realizatorul emisiunii Seniorii Petrolului Românesc, își la revedere de la dumneavoastră, stimați telespectatori. Vă mulțumesc pentru fidelitate și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare la o nouă emisiune și mai mult ca sigur, având invitat pe domnul profesor, doctor inginer Gheorghe Ivănuș și pe domnul inginer Mihail Georgescu, director general Arpechim. La revedere, bună seara, mulțumesc!